copiii și cei care s-au pregătit pentru împărtășanie se meargă la altarul de vară. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, ucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, Învățătorule, fie-ți milă de noi. Acestea sunt cuvintele din textul Evangheliei de astăzi, de la Sfântul Evanghelist Luca, pe care le-am ascultat astăzi, în această duminică a 29-a după coborârea Sfântului Duh și binecuvântarea lui Dumnezeu să se coboare peste noi, pentru că ne-am învrednicit să fim prezenți în Sfânta Biserică, rugându-ne, ascultând mesajul evanghelic și totodată punând înaintea lui Dumnezeu gândurile noastre bune. Iată că astăzi Mântuitorul Iisus Hristos săvârșește o minune. Și această minune este numită vindecarea celor 10 leproși. Ne amintim. Știm din Sfânta Scriptură că Mântuitorul Iisus Hristos a făcut multe minuni dacă ne filma în activitatea sa pământească. Prima, a prefăcut apa în vin. A vindecat bolnavi, ologi, șchiopi, orbi. A potolit furtuna pe mare. A mers pe mare. A scos duhul necurate din oameni. Cel mai important lucru, că a înviat oameni. Iată că și astăzi Mântuitorul Iisus Hristos vine cu o minune săvârșită în fața noastră, transmițându-ne un mesaj, ceea ce trebuie să facem în viața noastră de zi cu zi, pentru a merge pe calea mântuirii. Și dacă ne gândim la duminica trecută, a fost duminica în care Mântuitorul Iisus Hristos și-a început propovăduirea Evangheliei în mijlocul oamenilor. Iată-L astăzi, de la o cetate la alta, trecând, apropiindu-se de un sat și de departe aude o rugăciune profundă spusă din suflet. Învățătorule, fie-ți milă de noi. Cine erau cei care strigau? Erau oamenii bolnavi de o boală incurabilă. Erau cei 10 leproși, cei care puseseră scoși din familiile lor și izolați la marginea cetății să nu-i contamineze și pe ceilalți. Și stăteau acolo izolați până când preoții își dădeau acceptul și spuneau că s-au vindecat. Dar iată că asemenea orbului care stătea la marginea drumului și auzind că trece Fiul lui Dumnezeu, asemenea și leproșii de astăzi strigă în rugăciunea lor, fie-ți milă de noi! Mântuitorul Iisus Hristos nu lasă pe om în suferință. S-a oprit și le-a spus, mergeți și vă arătați preoților. Și
și pe când se duceau ei să se arate preoților, s-au vindecat. Iată cum se produce minunea prin cuvânt, prin puterea cuvântului. Și trebuie să amintim de ceea ce ne spune Sfântul Evanghelist Ioan în Evanghelia sa. La început era cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Iată că prin puterea cuvântului Fiului Dumnezeu îi vindecă pe acești leproși care nu aveau nicio speranță că se vor mai face bine. Speranța lor a rămas doctorul sufletelor și ale trupurilor, care este Mântuitorul Iisus Hristos. Iubiți credincioși și credincioase, Sfânta Evanghelie mai departe ne spune că ducându-se spre preot s-au vindecat. Și unul a conștientizat minunea care s-a întâmplat cu el, s-a întors, s-a căzut la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Iar ceilalți nouă nu s-au întors. Și atunci Mântuitorul întreabă, oare nu toți s-au vindecat? Cei nouă unde sunt? Doar unul s-a întors să dea mărire lui Dumnezeu. Așa spune Evanghelia, că cu glas mare a dat mărire lui Dumnezeu și i-a mulțumit. Iar ceilalți au uitat de binefacere și nu s-au mai întors. Și acesta a venit la Fiul lui Dumnezeu, închinându-i se, i-a mulțumit pentru binefacerea făcută și dorea să rămână lângă el. Iubiți credincioși și credincioase, sigur, explicația evanghelică este destul de largă și se poate vorbi mult. Dar noi, cei de astăzi, trebuie să înțelegem mesajul evanghelic folositor pentru sufletele noastre. Și trebuie să actualizăm această Sfântă Evanghelie la zilele noastre. Și ce am putea desprinde ca învățătură din această Sfântă Evanghelie? Două lucruri, în primul rând, folositoare pentru sufletele noastre, și acelea sunt rugăciunea și mulțumirea față de binefăcătorii noștri. Recunoașterea binelui făcut, pentru că numai prin recunoaștere putem să ne dăm seama care este starea noastră sufletească. Recunoștința, care așa după cum spun Sfinții Părinți, că este o floare rară, pentru că acela care este recunoscător, mulțumitor pentru binefacerile primite, este vrednic de omul creat de Dumnezeu. Recunoștința, iubiți credincioși și credincioase, este o virtute înaltă. Și prin recunoaștere și mulțumire ne asemănăm Mântuitorul Iisus Hristos, care ne-a învățat să
să fii mulțumitori pentru toate. Dar noi cei de astăzi am putea asemăna fiți fericioși și fericioase această boală incurabilă de lepră cu păcatele noastre. Dar totuși se poate vindeca, pentru că iată doctorul sufletelor și ale trupurilor, Mântuitorul Iisus Hristos, poate da vindecare. Iar nouă, pentru păcate, ne dă iertare. Să fim mulțumitori și recunoscători întâi lui Dumnezeu, apoi părinților noștri, educatorilor noștri, nașilor noștri și multor oameni care ne fac bine. Dar Părintele Cleopa spune să fim recunoscători la toți și la vrăjmașii noștri. Mântuitorul Iisus Hristos spune: binecuvântați pe cei care vă blasteamă, faceți bine celor care vă urăsc și vă prigonesc. Sigur că mulți se transformă în vrăjmași, în răi păcători, iar în față îi se arată ca prieteni, îi se arată că ne doresc bine. Iată ce ne învață Evanghelia de astăzi: să fim recunoscători și să fim mulțumitori pentru toți. Pentru că numai prin acestea ne putem apropia de Dumnezeu. Iubiți credincioși și credincioase, recunoștința este forma prin care se arată smerenia omului credincios. Prin recunoștință și mulțumire arăți starea ta sufletească. Pentru că un suflet e asemenea unei mări, cu multe zile învolburate, așa cum este marea, și călătorim pe marea acestei vieți. Dar atât de frumos ne vorbește Sfântul Ioan Gură de Aur și spune că cel care călătorește pe mare nu poate călători fără să se oprească în anumit port. Marea are mai multe porturi. Iar pentru noi porturile nu pot fi altceva decât mila, iertarea și iubirea aproape. Cât de frumos spune Ioan Gură de Aur că fiecare om trebuie să aibă milă, să ierte și să iubească. Acest lucru ne învață și Evanghelia de astăzi: să ne rugăm, să fim recunoscători și să alipim lângă acestea mila, iertarea și iubirea. Pentru că prin acestea putem și noi să mergem pe calea mântuirii. Prin acestea toate ne putem vindeca de păcate, așa cum s-au vindecat acești 10 leproși care au venit cu sufletul deschis și au strigat: Învățătorule, fie-ți milă de noi! El este acela care își arată mila sa, El este acela care ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu, ne spune
Sfânta Scriptură și Cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. Acești oameni nu aveau nicio speranță, dar putința lui Dumnezeu, dorința Fiului lui Dumnezeu de a arăta că am primit putere de la Dumnezeu Tatăl să tămăduiască orice boală și orice neputință. Prin această Evanghelie ne arată că Hristos este leacul. Hristos, prin trupul și sângele Său de pe masa altarului, curățește orice boală și orice suferință. Iată, aceștia au uitat cei nouă să se întoarcă și să dea glas înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumească pentru minunea făcută asupra lor. Ne asemănăm pe undeva și noi, că după ceea ce ne vedem, cum se spune popular, saci în căruță, împlinirea dorințelor, uităm de Dumnezeu. Îl punem pe plan secundar. Mântuitorul Iisus Hristos ne așteaptă pe fiecare dintre noi să fim recunoscători, să fim oameni smeriți, să fim credincioși adevărați, iubitori de aproape și nu răufăcători, să fim iubitori de Dumnezeu și de semeni, să nu fim vrăjmașilor. Și dacă vom înțelege acest mesaj evanghelic de astăzi, atunci Mântuitorul Iisus Hristos se va bucura și ne va spune și nouă cuvintele pe care le-am auzit în încheierea Sfintei Evanghelii. Scoală-te, du-te, credința ta te-a mântuit. Iată cât de frumos, iată ce cuvinte plăcute sufletului să le audă, iată cuvintele doctorului al sufletelor și al trupurilor noastre, care este Mântuitorul Iisus Hristos. Și trebuie să menționăm că Mântuitorul se întreabă cei nouă unde sunt. S-a întors doar unul și acesta era de alt neam. Noi trebuie să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Noi trebuie să-i fim recunoscători și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Va mai mult, să-i mulțumim pentru această duminică, că am putut să fim prezenți la Sfânta Liturghie, să ne rugăm și să ascultăm cuvântul Evangheliei, să fim în Sfânta Biserică împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos și Sfinții, să avem smerenie, pentru că un om smerit înaintea lui Dumnezeu este bine plăcut. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgiși. Ne spune Psalmul 50. De aceea, iubiți credincioși și credincioase, să facem un efort duhovnicesc prin rugăciune, mulțumire, milă, iertare și iubire, să ne curățim de această lepră numită păcat și să ne apropiem de Fiul lui Dumnezeu, să avem credință, pentru că iată, înțelegem că Cel care s-a întors și a mulțumit și a recunoscut binefacerea, avea credință, auzind cuvintele, du-te, credința ta te-a mântuit. Cât de important este să lăsăm la o parte ura, vrăjmașia și să înlocuim cu toate celelalte bineplăcute lui Dumnezeu.
care ne apropie de biserică, ne apropie de semeni și ne face în așa fel încât să trăim, după cum ne spune cântarea bisericească, cât de bine și cât de frumos e a locui frații împreună. Frați suntem prin taina botezului și prin toate sfintele taine, frați în Hristos. Hristos așteaptă eliberarea noastră, curățirea noastră, însănătoșirea noastră. Dorește ca tot omul să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.